Cum funcționează dieta cu sucuri? În cazul dietei cu sucuri, cum este de fapt valabil pentru orice altă dietă, trebuie respectat cu strictețe un program pentru că aceasta va funcționa și va aduce echilibru în organism doar dacă este urmată așa cum trebuie. Regulile dietei cu sucuri în plus, rezultatele nu sunt niciodată la fel în cazul mai multor persoane, pentru că intră în discuție vârsta, sexul, programul zilnic și istoricul medical. De aceea ți recomandam să discuți cu un nutriționist înainte de a începe o dieta. Practic, dieta cu sucuri presupune stoarcerea fructelor și legumelor și consumarea acestora sub formă lichidă, astfel că mesele solide sunt înlocuite complet. Nu este ușor să ținem o dietă cu sucuri, dar ideea de bază a acestei diete este supraîncărcarea organismului cu elemente nutritive, fără să încarce stomacul cu alimente solide și greu de digerat, lucru ce duce la scăderea nivelului toxinelor din corp și la arderea grăsimii. Multe voci critică dieta cu sucuri pentru că exclude proteinele, esențiale pentru o funcționare optimă a organismului, însă anumite legume, precum brocuri sau spanacul, aduc un bun aport de proteine, chiar dacă acestea nu sunt de origine animală sau nu provin din nuci și semințe. În general, programele de slăbit bazate pe dieta cu sucuri se întind pe maxim 7 zile, tocmai din cauza lipsei proteinelor și a dezechilibrelor pe care le pot cauza. Marele avantaj este acela că puteți schimba ingredientele între ele, în funcție de preferințe. Așa că dacă nu vă place spanacul, îl puteți înlocui cu brocoli și așa mai departe. Puteți combina doar legume, doar fructe sau legume și fructe. Este de asemenea important să renunțați complet la alimentele solide în această perioadă, dar și să beți cel puțin o jumătate de litru de apă după fiecare masă. Fiecare masă va consta în 300 de ml de suc, un tahar mare. De asemenea, aveți grijă să vă mențineți și hidratați pe toată durata zilei. Iată câteva exemple de combinații pe care le puteți prepara și consuma pentru diferite mese ale zilei. Mic dejun, două mere, un castravete, o ceașcă de afine, două cești de struguri, două frunze de varză cale și puțin ghimbir prânz, un măr granismit, un castraveite, patru tulpini de țelina, patru 6 frunze de varză cale, un sfert de lămâie fără coajă, un sfert de lămâie verde, lime, fără coajă cina, patru frunze de varză cale, două mere, două cești de spanac, o jumătate de castravete, două tulpini de țelina, un morcov de mărime medie, puțin chimbir sănătate. Ca și la începutul articolului, vă recomand să consultați sfatul unui medic specialist înainte de a începe orice cură. Abonați-vă, apreciați și distribuiți.